cu siguranță până la data de 1 februarie niciun UAT din județul Bacău și nici municipiul Onești nu va beneficia de serviciu de salubritate. Astăzi cu toții am înțeles că trebuie achitate sumele restante, iar pentru ceea ce considerăm că nu e restant, fiecare se poate îndrepta, eu știu, în instanță asupra a ceea ce crede că nu trebuie achitat, adică sumă care nu este certă. Municipiul Onești are datorii la serviciul acesta, la ADIS, dar v-am spus de unde rest, de la diferența de populație. 36.000, 27.000 declarați. 36.000 în contract, 27.000 declarați. Și îmi propun eu, ca și primar, ca până pe data de 1, inclusiv data de 1, să achităm toate sumele restante și în ceea ce este pretins de către ADIS, nu e, n-ar fi puțin, adică undeva peste 2,7 milioane, adică bani vechi 27 de miliarde.